Mai sunt câteva zile până la revederea cu colegii, profesorii și sala de clasă. Pe lângă rechizite și haine noi, în prima zi de școală și florile sunt la mare căutare. Tradiția de a oferi un buchet doamnei educatoare, învățătoare sau profesoare s-a păstrat de-a lungul timpului, iar astăzi este un gest frumos făcut la fiecare început de an școlar. Da, la începerea școlii toți copiii merg cu o floare pentru învățătoare, pentru profesori. Îi așteptăm cu drag, o să le pregătim buchețele, coșulețe, poșetuțe, tot felul de aranjamente ca să poată să se prezinte la școală. Magazinele de specialitate vin cu o gamă variată de oferte. Pe lângă tradiționalul buchet de flori, se pot găsi și diferite ornamente pentru toate gusturile, care să vă scoată din anonimat. De obicei, buchețele se iau, dar pregătim și coșulețe, poșetuțe, tot felul. Da, pe vremuri se mergeau cu 3 garofe, acum nu se mai preferă garofele, se preferă trandafiri, gerbera, tot felul de flori. De obicei, buchețele mai simple la copilași. Pentru ca totul să fie pregătit pentru dimineața primei zile de școală, se va munci cu o zi înainte. Dacă însă nu găsiți ceva care să vă placă, puteți comanda buchete care se vor pregăti pe loc, în funcție de ceea ce vă doriți. Chiar dacă este toamnă și mulți aleg culorile specifice pentru ornament, aceasta nu este însă o regulă de bază. Pe loc, dacă cineva nu-i place ce avem, o să îi pregătim pe loc buchetul care și-l dorește. De obicei, culoarea toamnei, dar iau ce le place, nu neapărat de toamnă. Câte un fir de trandafir, flamingo, eustoma, orhidee, toate florile. Dacă doriți așadar să oferiți o atenție și o mică bucurie dascălilor la începutul unei noi clase, nu ezitați să vă îndreptați atenția spre un buchet de flori, gândit după gusturile fiecăruia dintre dumneavoastră. Prima zi de școală va fi luni 14 septembrie.